9:09, deșteptarea continuă la Europa FM. Vă spunem din nou bună dimineața și îl salutăm pe Cătălin Tolontan, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Arena lui Tolontan cu Bolojan astăzi. Așa, interesant. Stimați ascultători. Am avut o conversație destul de lungă cu președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, pentru că am fost curioși să aflăm ce crede despre relația autorităților cu cetățenii un om care a reușit în cei 17 ani de politică să facă niște lucruri. Sigur, a avut și foarte multe eșecuri, dar pe total oamenii de acolo, prin votul pe care i-l-au dat de 4 ori, de 3 ori primar și odată președintele Consiliului Județean, spun că a reușit să facă anumite lucruri. Încă o dată, nu e nici pe departe perfect, cu vorbele lui nu sunt absolut deloc carismatic, spune Ilie Bolojan despre el însuși, nu vreau să fiu popular, toată viața mea am vrut să fiu neimportant de când am intrat în politică, asta spune, în sensul să nu mai depindă lucrurile de el, ci de proceduri, de sistem, și l-am rugat să povestească lucruri, episoade care l-au marcat în această perioadă și îl marchează încă, deși lucruri recente. Și unul dintre ele pe care, și asta e foarte interesant, că a spus lucruri de rău, ca să zic așa, despre sistemul public, lucruri care te enervează, le enervează și pe el și te enervează pe oricare dintre oamenii care ascultă asta, dar și lucruri care ne îmbruschează prejudecățile noastre. Că, iată, tot timpul suntem populați așa cu certitudini că tot ce se întâmplă în serviciu public, în legătură cu noi, cu cetățenii, este greșit. Și o să dau două exemple foarte scurte, povestite de Ilie Bolojan. Spunea Orădeanu că venit la București, vine foarte des la București, ca primar venea, cât și ca președinte al Consiliului Județean, nu numai el, cam toți vin, pentru că sunt foarte multe fonduri, semnături, dependențe de capitală. A fost în Ministerul Transporturilor. Apropo, prima observație a lui, la Ministerul Transporturilor sunt 3 pereți la intrare, pe stânga, cum descrie el optic ceea ce se vede, pline cu portretele miniștrilor transporturilor. Zice, nu mai au loc, spune Ilie Bolojan, i-au pus până jos pe ultimii miniștri tablourile, ajung până jos, au terminat cei 3 pereți. Atât de des schimbăm miniștrii, nu numai la transporturi. Și la învățământ, și la sănătate, la toate domeniile fundamentale, da. Exact. Da. Bun. Și acum câțiva ani, spune el, nenumind ministrul sub portofoliu care s-a întâmplat episodul, se duce în biroul unui director general al unei direcții, pentru că avea niște sfaturi de luat în legătură cu transferul unei proprietăți, cred despre asta vorbeam. Și zice, văd cu vopsea mare scrisă următoarea frază mare în birou, pe perete. Deci nu pusă pe birou, dar pur și simplu afișată uriaș, ca un banner uriaș pe perete, cu vopsea. Câinele mare de drumul lung și prostul de grija noastră. Și la noastră acolo scria numele direcției respective, să spunem direcție de investiție. Repet, am văzut, spune Ilie Bolojan, o inscripție uriașă cu vopsea de neșters, practic, care arăta așa, două puncte, citez. Câinele moare de drum lung și prostul de grija direcției noastre. Se închidea citatul. Și mă uit așa, nu zic absolut nimic, povestește Bicoreanul, și mă întorc la secretarul general al Ministerului Transporturilor și zic, domne, mai intrați așa prin birouri? Și așa, nu prea am fost de mult. Ia aduceți-vă, poate că găsiți ceva acolo. Păi ce să găsim? Păi nu vă spun, duceți-vă așa, plimbați-vă prin birouri. Zice, eram stupefiat, eram perplex, povestește politicianul, pentru că, domne, zice, să scrii așa ceva pe peretele unui minister, să consideri din prima că oamenii care îți fac un reproș, o observație, o solicitare, șefii tăi, publicul, zice, poate cineva de la Comisia Europeană care îți dă bani, dacă îți spune ceva, dacă îți face cea mai mică referire, observație la munca ta, asta înseamnă că e prost pentru că moare de grija ta, zice, este un fel de sfidare pe care mi-era foarte greu să o înțeleg. Urmarea. Află peste o perioadă că s-au prins, plimbându-se prin birouri, că inscripția este complet împotriva ideii de serviciu public.
Au șters-o. Și el medita așa în dialogul pe care l-a avut cu Libertatea și pe care oamenii îl găsesc și astăzi și ieri pe site. Zice, ok, au șters lucrul ăla, că era evident, nu? Era clar că nu e în regulă. Zice, dar cum ștergi din mintea omului respectiv acea idee? Ăla e doar un simptom al unei boli mai profunde, da. Exact. Este inscripția cu vopsea a unei mentalități foarte, foarte greu de eliminat din sistemul public. Da. Asta e întâmplarea de rău, ca să zic așa. Și pentru că totuși el ține să spună și lucrurile împotriva ideii generale. Și știe, a și spus clar, politicienii sunt practic cea mai urâtă categorie din România și trebuie să ne asumăm. Asta am contribuit la subdezvoltarea României și e corect să fim considerați așa, dar există în sistemul public mulți oameni, spune Ilie Bolojan, care își fac treaba. Și l-am întrebat, bine, dar care e, adică ce ați învățat apropo de că își fac treaba? Zice, haideți să vă spun ceva. În ciuda aparențelor, în sistemul public, când se face ceva, facem un pod, luăm aprobări ca să construim o școală, o piață, să știți că oamenii dau aprobările, se mișcă mai repede pentru că au sentimentul că totuși participă la ceva ce nici nu e al lor, nu le aparține. Unul, nici nu pot fi suspectați, spunea Ilie Bolojan, de către cineva că nu sunt crispați, că dau un favor unui privat, să spunem, ci încearcă să facă și ei parte dintr-un lucru care e un pic mai mare și mai important decât ei înșiși. Și am consemnat inclusiv lucrul ăsta pentru că ne s-a părut corect să balansăm sumedenia de întâmplări și evit pe oameni să le citească pentru că sunt de o savoare, dar și de un amar impresionant, în care serviciul public nu se face ca lumea, cu totuși observațiile omului din interior și care e foarte, foarte sever. Adică toată lumea știe că el a concediat 80% din personal în multe situații. Uh-huh. Totuși susține că în sistemul public există o grijă pentru serviciul public, nu la toată lumea evident, dar există instituții și a zis că indiferent de partid, nu doar liberal, el e penelist, în multe locuri din țară se întâmplă ca oamenii într-adevăr să facă echipă, ceea ce noi nu știam, nu mă gândeam la aspectul ăsta, când fac o investiție publică. Pentru că ei simt că până la urmă o fac pentru oamenii care i-au angajat. Bun, mulțumim foarte mult, Cătălin, pentru intervenția în deșteptarea din această dimineață. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.